Mai pe scurt, profesorii o aplaudă pe Corina Fusu. Noul ministru al educației a început să strice tot ce a construit cu greu în 2 ani și ceva fosta ministră Maia Sandu. Și cei mai fericiți sunt directorii de licee și asta pentru că au scăpat de concurs. Probabil știți că Maia Sandu a impus o nouă regulă ca directorii de licee să nu mai fie numiți de minister, ci aleși prin concurs și să dețină această funcție doar 2 mandate la rând. Deci prin concurs, așa cum se întâmplă în toată lumea, unde din mai multe candidaturi este aleasă cea mai bună, la noi asta nu merge. La noi directorii sunt aleși pe viață ca în Uniunea Sovietică și asta vrea să refacă acum Corina Fusu. Grupul de lucru pentru îmbunătățirea regulamentului examinează posibilitatea legală, dar și tehnică, de desfășurare a concursului de către autoritățile publice locale. În același timp, un grup de susținători ai fostului ministru Maia Sandu vin cu un mesaj. Aceștia afirmă că ministrul Corina Fusu vrea să elimine din setul de pași pe care trebuie să-i parcurgă un viitor director testarea competențelor profesionale și manageriale, rămânând astfel doar interviul în fața Comisiei Direcției Municipale Raionale de Învățământ, fapt care ar oferi persoanelor nu tocmai calificate posibilitatea să devină director de instituții de învățământ. Aud că mai mulți directori de licee au prins la curaj și îndeamnă profesorii să se poarte frumos cu părinții și să învețe a scoate bani din părinți. Poate nu știați, dar în licee cei mai buni profesori sunt considerați nu acei care asigură o calitate înaltă a studiilor, ci acei care știu să scoată cât mai mulți bani din părinți. Și acum, hai să ne dăm seama ce-i cu noi și unde am ajuns. Noi am ajuns în situația profund anormală de a plăti școlile și profesorii din buzunarul nostru. Părinții plătesc pentru reparații, părinții salarizează profesorii prin mită, în loc toți banii aceștia să vină de la buget. Dar bugetul ni se spune e mic. De ce e mic? Pentru că este furat de bandiții de la guvernare. Și așa, școlile și profesorii sunt lăsați să se descurce cum pot. Dar cum pot? Simplu, storcând bani din părinți. Vă dați seama ce situație barbară și noi ne împăcăm cu ea. În loc noi cu toții, și părinți, și profesori, și directori, să cerem guvernanților să asigure școlile cu mijloacele necesare, să le dea profesorilor salarii decente, noi îi lăsăm pe ei să fure, profesorii și directorii cerșesc bani de la părinți și noi părinții îi dăm. Și stați că asta nu se întâmplă doar în educație. La fel stau lucrurile și în medicină, și în justiție, și în poliție. Spitalele nu au medicamente și atunci medicamentele acestea le plătim noi. Medicii au salarii proaste și atunci îi salarizăm noi prin mită. De justiție și poliție nici nu mai trebuie să vă spun, cunoașteți foarte bine. Iată ce sistem și ce țară am construit noi în 24 de ani. Toate ceremoniile, spectacole și concertele de astăzi din piață ascund, de fapt, un sistem putred cu totul. Bun, și faptul că bandiții de la guvernare nu vor schimbarea acestui sistem e clar. Dar credeți că profesorii, medicii, judecătorii și polițiștii vor schimbarea lui? Vă amintiți cu ce am început emisiunea de astăzi? Profesorii și directorii de licee o aplaudă pe Corina Fusu pentru că ea le face pe placul multora a guvernanților, a profesorilor și uneori și a părinților. Mai pe scurt, chiar credeți că din asta o să iasă ceva bun? Chiar nu vă dați seama că în acest prezent putred al nostru se coace un viitor și mai putred?